Leul și șoarecele Într-o zi, un leu puternic dormea în bârlogul lui, când un șoarece mic i-a trecut accidental peste nas. Leul s-a trezit de furie și a apucat șoarecele cu laba, gata să-l zdrobească. Șoarecele i-a implorat milă leului promițându-i că va face orice în schimbul vieții sale. Leul, amuzat la gândul că un șuricel mic va face orice pentru el, a decis să-i cruțe viața și să-i dea drumul. Un timp mai târziu, leul a fost prins în capcana unui vânător a răgnit și s-a zbătut, dar nu a putut să se elibereze. Șoarecele a auzit strigătele leului și și-a amintit favoarea pe care o datora leului. Șorecele s-a grăbit repede și a rost frânghile până s-au rupt, eliberând leul din capcană. Leul a fost uimit și recunoscător șoricelului mic și a dat seama că și cea mai mică creatură poate fi de mare ajutor în momente de nevoie. Morala poveștii este că, oricât de mici sau nesimnificativ am părea, toți avem capacitatea de a face diferența. Nu ar trebui să subestimăm niciodată puterea bunătății și ai ajuta pe ceilalți, chiar dacă ei sunt mult mai mari sau mai puternici decât noi.